Bună ziua! Astăzi vreau să vorbesc despre Franz Liszt, un talentat virtuos al pianului și compozitor de muzică clasică și sacră și religioasă. Naște în 20 octombrie 1811 și este unicul fiu al funcționarului Adam Liszt și a Anei Maria Lager, fica unui brutar din Kremț, care locuia lângă Dunăre, în Austria. Franz Liszt este jumătate ungur, jumătate austriac. Tatăl său, Adam, este funcționar la curtea principelui Necula Esterházy di Galanta, funcționar la grajduri. Se ocupa cu administrarea animalelor, le cumpăra de mâncare, le îngrijea, adică se uita cum este administrator. Mergea în control. Și fericirea lui și norocul, cu toate că lua bani puțin la curtea prințului Esterházy, a fost faptul că a cunoscut pe Franz Josef Haydn și Johann Nepomuk Hummel. Tatăl său se gândește de mic să-i orienteze pașii spre muzică, văzând că este atras de pian. Și la 9 ani dă primul concert de beneficență ca să se strângă bani pentru el, nu? În fața aristocrației. Vreo 5-6 nobili au decis că vor sponsoriza pe geniul nostru Franz Liszt, însă niciunul nu s-a ținut de cuvânt. Și în momentul în care au văzut că nu vin acești bani care au promis 1000 de euro de florini pe an, au decis să vândă casa și tot ce aveau în casă și să se mute la Paris. La vârsta de 9 ani, dă primul concert la Paris, însă fără succes, pentru că la Paris sunt foarte mulți artiști. În 1821 spuneam că este la Paris și Franța, primele lecții de pian de la profesorii Carl Czerny și Antonio Salieri. În 1822 studiază teoria muzicii cu alt profesor, Payer. În 1823 familia pleacă din Viena și se mută definitiv la Paris. Deci, la început s-au mutat de la Reiding la Viena. Acum de la Viena se mută la Paris, unde Franz se duce să dea examen la conservatorul de muzică, însă din cauza faptului că nu avea cetățenie franceză, nu a fost primit. Însă el nu se descurajează și începe a da concerte pe la aristocrații care îl sponsorizau într-un fel sau altul, dându-i un salariu. La 13 ani, el se mută la Viena, de la Paris. De aici are norocul, pe lângă faptul că este destul de genial, să întâlnească și alți virtuoși, cum e Niccolo Paganini, care făcea adevărate virtuozități pe vioară. Și asta îi dă o idee lui Franz Liszt, să facă și el virtuozități pe pian. În 1835 pleacă din Paris împreună cu conteza, fuge mai exact, cu conteza Marie d'Agoult. Contesa Marie d'Agoult era căsătorită cu un prinț mai bătrân, cu un conte mai bătrân ca ea, care avea și două fete și s-a îndrăgostit pur și simplu pentru că Franz Liszt nu era un tip ca Johann Strauss, înalt, brunet, slab, cu mustață și al dracului. Era un băiat deosebit de frumos, blond, cu o tunsoare așa ca a mea avea și cu ochii verzi și înalt, de 1,80 m, 1,85 m, bine proporționat, bine făcut și deosebit de atrăgător. El nu se certa cu nimeni, cum făcea Johann Strauss, că se certa permanent cu toți, cu copiii, cu nevasta, cu toți. Nu, el nu. Vorbea în permanență frumos.
avea așa un șarm, un vino încoace, că nu rezista nicio femeie. Toate și-l băgau în pat. Și la un moment dat el merge în biserică și se spovedește și spune: Părinte, eu știu că sunt frumos și că fac păcate cu femeile pe care le întâlnesc. Și preotul a spus: Nu te mai gândi la asta. Mă rog, o chestie interesantă. În 1803 spuneam că la Contesa Maria de Gult lasă familia, lasă totul și pleacă în Elveția. În Elveția vor sta și vor avea mai mulți, trei copii, Daniel, Cosima și Blandin. În 1838 pleacă din Milano. Deci, din Elveția a mai trecea în Milano, mai vizita alte orașe, pentru că Mari spunea: Eu mă plictisesc, eu m-am săturat, tu ești mereu cu femei și toată lumea te vrea și toată lumea și bla 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 și eu stau și te aștept. Și plângea și era nervoasă și se zgâria toată. Așa că pleacă din Milano și trece la Veneția. În 1839 se mută în Toscana împreună cu amanta sa. Și de aici se ceartă atât de rău încât drumurile lor se despart. Îi spune: Marie, aici ne despărțim. Tu te întorci la familia ta la Paris, duci copiii noștri la mama mea să se ocupe de ei, eu am să le trimit bani, am să le asigur un viitor și tu să-ți vezi de viața ta. Atunci Marie s-a enervat atât de rău și a luat bagajele și copiii și a plecat. În 1839, Franz este la Veneția. Normal, la Veneția dă concerte. Toată lumea l-aplaudă, se plimbă în gondole. Este o minunăție, are o viață deosebit de frumoasă, pe lângă faptul că este frumos, este și genial. A avut toate calitățile Franz Liszt, frumusețe, talent și a fost și bogat. În 1839, în perioada 1839-1847, dă 1.000 de concerte, recitaluri pianistice și spectacole în fața țarului Nicolae, în fața regelui francez, în fața... Deci se învârte prin toată Europa. Acum îl vedem că este într-un turneu în Rusia. Și aici, la Kiev, nu a ajuns chiar la Petroburg, la Kiev, îl găsește pe țarul Nicolae I, unde este, îl expulzează. Probabil că o fi avut el motive țarul, i-o fi luat soția, cine știe ce s-o fi întâmplat. Este expulzat din motive. Este invitat de prințese, care îl opre pe lângă ele și contesa înnebunea de ciudă, contesa Maria da Gult. În 1846 la Kiev face un concert și se retrage din spectacol, adică nu mai dă spectacole. O întâlnește aici la Kiev pe prințesa poloneză Caroline von Wittgenstein. Și este în plină operă de compus. Aici, altă dramă. Contesa este căsătorită cu un conte german și ăsta nu-i dă drumul la divorț. Și are copii. Și după ce se întâlnesc amândoi, nu se mai despart. Însă, el devine director de orchestră al curții regale și alături de Caroline se stabilește la Weimar, în Germania, unde se va ocupa de evenimente muzicale
și va compune. Are o poziție grandioasă. Elevele i-au adus gelozia din partea unor persoane răuvoitoare. Deci el preda muzica gratuit. Vă dați seama, făcea totul gratuit. Însă toate fetele astea, pentru că mergeau mai mult fete și luau lecții, aduceau gelozie din partea taților, din partea prietenilor, din partea soților, vă dați seama. Toată lumea era gelos, pentru că era atât de frumos încât stârnea gelozie prin simpla lui apariție. În 1848, anul Revoluției Europene, se găsește la Weimar în Germania și este logodit cu Principesa Caroline Zusai Wittgenstein și este în plină operă de compoziție. Deci este mai mult, se ocupă mai mult de compost muzică. Acum el inventează un nou stil muzical, poemul simfonic, care este o compoziție de amplu respiro într-o singură mișcare și prinde formă din fantezia lui Liszt, care difuzează inspirația literară pusă pe muzică. Adică, de exemplu, cum este poezia opera lui Dante. Opera lui Dante este inspirată din viața lui Dante, vă dați seama. Poezie cântată. Începând cu așa, el face mai multe turnee, spunea că a făcut un turneu în Anglia, apoi pleacă în în 1860, deci trece o perioadă de câțiva ani când el stă la Weimar cu soția sa, cu iubita lui, și tot plănuia o căsătorie ca în basme. Chiar la Roma au ornat deja, au cumpărat toate florile, au pregătit biserica să fie căsătoriți și numai bine în seara dinaintea căsătoriei vine o depeșă, o scrisoare de la papa care anunță că nu mai poate divorța, că soțul său, soțul Carolinei, nu mai vrea divorțul și că este, a zis, adum din nou toate documentele care le ai pentru că nu te mai poți căsători. Și Caroline se enervează atât de rău încât spune: de acum sunt prea bătrân, avea aproape 50 de ani, sunt prea bătrân să mă mai căsătoresc, dar o să-ți fiu alături toată viața. El îi spunea: îngerul meu adorat, ce frumos îi spunea, ce frumos o mângâia. Foarte frumos. În 1869 se întoarce la Weimar în Germania, dar în perioada 1861-1869 se găsește la Roma. Aici, la Roma, el plănuia căsătoria lui cu Caroline la Vatican și ca preot care trebuia să oficieze căsătoria era chiar papa. Însă, cum v-am povestit că soțul ei n-a mai vrut să îi acorde divorțul, se renunță și rămân prieteni pe viață. Acum trebuie să spunem că Liszt avea prieteni în toate mediile, adică printre scriitori, printre muzicieni, dar a fost atât de talentat și atât de deștept și de modest încât a acceptat să spună că poate să fie alt muzicant mai bun ca el, alt cântăreț mai bun ca el, muzician, compozitor. Și se referea la Richard Wagner. Richard Wagner a fost ginerele său. Din cei trei copii pe care i-a crescut mama lui la Paris și o guvernantă, doi mor. La 50 de ani moare fiul său Daniel și află că fiica sa, Blandin, are un prieten avocat la Paris și el spune: a, dar voi îmi spuneți mai la momente, la evenimente importante că aveți prieteni, că vă căsătoriți și alte chestii. Nu-mi spuneți și mie. Dar ce interesant era, când venea câte o scrisoare din asta în care anunța: a murit, dați seama, faci 3 săptămâni, o lună pe drum, clar că omul ăla trebuie să fie mormântat sau nunta trebuie să se țină sau cum s-a întâmplat când au aniversat sau nu aniversat, când au inaugurat Academia Muzicală din Budapesta, unde era toată
munca lui Liszt în joc. Și el, fiind la Roma cu contesa, care era supărată și bolnavă că nu-i acordă divorțul soțul său, a stat cu ea și spune: acum eu mă întorc la Budapesta ca să inaugurăm Academia Muzicală. Însă ajunge prea târziu, deja Academia era dată în uz. Printre prietenii săi era George Sand, faimoasa, nici nu știu ce era, scriitoare, Victor Hugo, Heinrich Heine, celebri scriitori, nu? Victor Hugo era destul de celebr. Și muzicieni ca Hector Berlioz, era un prieten foarte bun cu care el mergea la distracții, chiar a fost cu Berlioz și a făcut o frumoasă vizită acasă la George Sand în Franța și s-au distrat de minune. Aici, în Franța, la casa doamnei George Sand, el chiar s-a apropiat de George Sand și a avut o scurtă idilă de foarte puțin timp. Și cum era mereu cu Marie pe urmele sale, nu au putut decât s-au sărutat un pic, cine știe. A fost și mai mult... Mă rog, Marie era mereu geloasă, mereu cu o față lungă. Deci, Hector Berlioz, Friedrich Schumann și din cine credeți că s-a inspirat? El cânta la început, la 9, la 8 ani, cânta din Beethoven, Schubert, Robert Schumann, Chopin, Bach, Mozart. Apoi... În perioada 1839-1847 ajunge pe culmile muzicii, deci, și al virtuozității. Acum compune muzica 19 rapsodii ungurești, deci în perioada asta, 1839-1847, compune 19 rapsodii ungurești. În 1848 scrie preludii, în 1849 scrie opera Tasse. 1850 scrie Prometeu, în 1851 scrie Mazepa. Și cum el s-a inspirat din muzica faimoșilor Beethoven, Bach, Mozart, Chopin, Schumann, Schubert și alții se inspiră din muzica sa. Și aici ajunge la Johann Richard Strauss, care se inspiră din muzica maestrului, Cezar Franck. Domnilor, de Cezar Franck eu am spus când am făcut o directă sub Facebook, mi se pare, care vorbeam că neamțul ăla numărul 3 în aparatul lui Hitler, Heydrich, era un fan și cânta muzică din Cezar Franck. Și toți îl întrebau: de ce cânți din Cezar Franck? Și el răspundea: pentru că îmi răscolește, așa. Apoi ajungem la Richard Wagner. Spuneam că până la 60 de ani i-au murit doi copii. A murit Blandin, când după întrunirea care a avut la nunta lui Wagner cu Cosima, ea s-a căsătorit cu acel avocat și la naștere a murit și ea și copilul. Apoi moare și Daniel, fiul lor, moare de tuberculoză. Însă Cosima era căsătorită cu Hans von Bülow, care era și el un muzician, dar nu era așa celebru, era mai mult critic muzical. El era critico care îi spunea lui Franz Liszt ce este bine, cum trebuie să facă și alte lucruri. În 1857 Cosima lasă pe von Bülow și se căsătorește cu Richard Wagner. Ia cei doi copii, ai lui Hans și se mută la Richard Wagner, ceea ce face mare plăcere lui Franz Liszt. În 1861-1869, Franz Liszt pleacă la Roma. 8 ani de zile stă la Roma împreună cu Caroline, amanta sa,
Și se duce în audiență. Mai întâi merge în audiență Caroline, ca să poată să o divorțeze de baronul, nu, de contele Wittgenstein. Și ea îi vorbește de Franz Liszt pape. Papa a fost atât de curios încât, la un moment dat, îl cheamă în audiență și pe Franz Liszt. Acesta merge în audiență. Mai santitatea sa, papa, a fost foarte impresionat. Apoi, în acești 8 ani, este o legătură atât de puternică între papa și Franz Liszt, încât papa îl face preot, abate. Da, un abate din, adică un preot din ăla exorcist, care scoate dracul din, știți ce înseamnă exorciști. Acum, Franz Liszt nu s-a ocupat cu exorcizarea oamenilor. El se exorciza pianul, înțelegeți? El se dedica exorcizării pianului și virtuozității pianului. A fost premiat, să vedem, a fost premiat cu ordinul pentru merit în domeniul artelor și științei. Pentru că el la bătrânețe, după ce a murit copiii, prietenii, el spunea că secretul unei vieți lungi este faptul că rămâi singur. Îți mor toți prietenii, lui i-au murit și 2 copii, de acum moare Wagner. Și rămâne cu fica lui Cosima, care era o femeie dură, destul de dură. Și care va avea grijă de el până la sfârșitul vieții. Are 2 nepoate, apoi și strănepoți și este foarte fericit. În comparație cu Johann Strauss, Franz Liszt este mult mai norocos, mult, mult mai norocos. Spuneam că a fost premiat cu Ordinul pentru Merit în domeniul artelor și științelor, apoi Ordinul lui Hristos, asta la Vatican. Pentru că papa i-a zis, uite, îți oferim un apartament în Vatican și tu începi, maestre, să reformezi muzica sacră și bisericească. Apoi spunea că lumea ne urăște, spunea papa, dar noi avem nevoie de această reformare și această schimbare în sânul Vaticanului și a creștinătății, a catolicismului, ca să nu fim așa traumatism. Apoi este premiat cu Ordinul Coroana de Fer în grad de cavaler de gradul 3. Și premiul Universitatea din Königsberg îi oferă Ehren Doctor der Albertus și alte premii. Deci vorbim despre o persoană care și-a primit și bani, dar și recunoaștere din toate punctele de vedere. Într-un fel, Franz Liszt a fost omul perfect, putem să-l numim. A fost frumos ca un zeu, a fost talentat tot ca un zeu, a avut o muză, femeile l-au iubit, nu i-au lipsit banii, nu a fost stresat, nu-l vedem nervos. În viața lui îl vedem liniștit, mai la bătrânețe, când femeile încep să-l gelozeze. Acum, cu Maria a fost mai indulgent, n-a pus prea mult la inimă că îl cicălea, la înțelegeți? Dar cu Caroline deja se simte destul de în vârstă și începe să spună, îmi spui de fiecare dată același lucru. Și din cauza asta el făcea veșnic turnee. Roma, Budapest, după 8 ani cât a stat la Vatican și a reformat muzica, Caroline i-a dat să compună o operă a Sfântului Stanislau. În Polonia există un Sfânt Stanislau, se scrie Stanislau. Și el spunea, știi, eu aș compune opera aia, dar nu este libretul chiar atât de bun, așa că nu iese cine știe ce. În ultima parte a vieții sale se stabilește iar la Weimar și se ocupă de a compune muzică. Spuneam că reformează muzica bisericească și sacră. Compune muzică. De acum, după 65 de ani, începe să compună o muzică de, spune, acum mă inspiră moartea. Nu mai am prieteni, copiii, 2 copii mi-au murit, ginerile mi-au murit.
În jurul meu văd numai moartea, numai oameni geloși, invidioși. Și începe să facă turnee și turnee. Da, Roma, Budapesta, da, Budapesta, Paris, Viena, Weimar, la Londra. Pleacă din nou, are în program să plece într-o călătorie la Moscova. Și este mereu în mișcare, pentru că decât să asculte, spunea, decât să ascult cicălelile tale, Carolino, mai bine plec și cânt pentru oameni. Și făcea și opere de beneficență, a strâns 25.000 de florini și a trimis în Ungaria. El a iubit foarte mult Ungaria și s-a simțit ungur până în măduva oaselor. Cum spuneam, se retrage din, adică nu mai dă chiar așa multe concerte, mai mult ascultă, compune și face, cum spuneam, directorul Academiei Muzicale din Budapesta, prieteni, cunoștințe, deci are o viață foarte plină. Apoi la Lipsia întâlnește pe pianistul rus Alexander Ilich Ziloti. Fanii lui Liszt inventează listomania, care este un termen folosit pentru descrierea furorii, surprizelor făcute de fanii săi în confruntul de maestru, adică pentru maestru și pentru perioada de performanțe al secolului XIX, adică a reformat muzica religioasă și cultă și sacră. A inovat muzica clasică, nu? Adăugând acest compoziția simfonică. Acum să vedem cam ce a scris Franz Liszt. A scris opere. 19 rapsodii ungurești, Vis de dragoste, Suspin, Consolare, 13 poeme simfonice, altă rapsodie ungurească, Concert pentru pian și orchestră numărul 1, Concert pentru pian și orchestră numărul 2, Concerte patetice pentru două piane, Totentanz, Album de voiaj, An de pelerinaj, Mazepa, 12 studii opus 1, Armonie poetice și religioase, studii de concert în 3 părți, 12 studii din 13 sunt executate transcendental și multe alte opere foarte, foarte interesante. Liszt moare în 1886, în 31 iulie, după nunta nepoatei sale Daniela, de un acces de tuse, avea nevoie de oxigen. Și acum să vedem ce avea el. Era compozitor de muzică clasică, director de orchestră, organism, abate, spuneam în perioada când am fost la Roma, dirijor, profesor de muzică, virtuos pianist, muzician. Ce să mai... Franz Liszt a fost întruchiparea perfecțiunii din punctul meu de vedere.